Dragii mei, semifinala este grea. Înseamnă 3 teste de foc care au ca scop o ultimă triere. Și apoi se află cine va juca finala. Dar dacă mă uit cam cine a rămas, atunci cred că dacă spun cuvântul brunch, știe toată lumea despre ce este vorba. Nu am înțeles prea bine. Mi-a picat fața. Bă, băiatule, bă, ne-ați dat de ne-a luat dracii, mă, băi, brunch, mă, acum. Este o masă care se ia între micul dejun și prânz, o gustare mai sățioasă, care poate să conțină și ouă, dar și friptură, salate, dar și ceva dulce. Este un mic meniu care se mănâncă la o întâlnire de afaceri, atunci când nu e timp de mic dejun și de prânz. M-am făcut înțeleasă? E foarte ușor să reproduci un brunch, dar e greu să reproduci un brunch în semifinală. Că nu vreau să vin nici cu iaurțel, nu vreau să vin nici cu fructe pe băț. Vreau să vin cu ceva mai wow. Și atunci e greu. Ușor. Ușor, unde lucrez la hotel, făceam brunch în fiecare duminică. Să mă ierte Dumnezeu, chiar este foarte greu să faci brunch. Vorbim de multe piese care tu trebuie să le pui într-o singură farfurie. Din păcate, pentru această probă, aveți 30 de minute. Wow! Asta ca să vă bucurați când o să vă spun că aveți 60 de minute. Real. Oh my God! What the f***, brunch în 60 de minute? Despre ce vorbim? De voi depinde, dragii mei, să mergeți mai departe. O oră să faci brunch, n-ai decât să iei tartinabile să le pui pe pâine. Dar cum noi suntem bucătari și am ajuns până în semifinala 2, trebuie să gătim. 3, 2, 1, start! Succes, ia-le, dragii mei! Ia-le! Mulțumesc! O, neferite! Când s-a dat startul, nu am fost speriat. Eram p***a pe mine. Eram efectiv terminat, știi? Pentru că m-am dus în cămară, mi-am făcut niște idei, m-am întors la banc, mi-am schimbat ideile, am mai intrat odată în cămară, atât a fost fixat în capul meu, băi, empanadas. E unul din dișurile cu cel mai bun gust pe care le-am realizat vreodată. E vorba de o mini plăcințică umplută cu fructe de mare. 6. Eu mi-am format farfuria în cap și m-am plecat imediat să mă uit după niște mini vase în care să montez mâncarea. Am luat 4 linguri de ceramică, mai rămânea să o iau și pe A5-a și a venit Cătălin și mi-a luat-o. Ce ești, târtan? Nu. Ce ești, târtan? Ascultă. Să le arăt două, dar stai să dea mai multe. Vezi că trebuie să 5. Păi 5. Tu ai 5? Dar stai să cer. Stai să cer. Ia uite și pe ăsta l-am. Bă, dar stai hater, mă. Bă, le-am văzut prima pe astea. Scurt, mă, bă, trec, să... Știți faza aia cu care ajunge primul? Aia. Am întâlnit-o. I-am dat mostră lungina ce să ne aducă în spate de la bucătărie. Eu, linguriță. Lungina. Care, mă? Care l-a luat? Lingurița ai adus-o? Ce lingurița? Care mi-ai luat-o? Băi, am lăsat-o aici, frate. Băi, păi îmi dai luat-o, mă, de acolo. Uite haterul. Ce, mă? Aveam și eu linguriță, frate. Nu l-am luat, frate, eu nu folosesc. Păi da, dar tu mi-ai luat-o, mă, trebuia să-mi dai înapoi. Păi le-am pus aici. Eu le-ai pus în... Uite, na. Ești... Îmi doream foarte mult acele lingurițe și nu știu, s-a ținut de cuvânt, de fapt asta trebuia să fie bărbat, să se țină de cuvânt. Ia asta, linguriță. Băi, vreți să aveți și design în farfurie, mă? Adică, să zic. Nu știu, l-am auzit că a zis ceva, n-am înțeles ce, mi-am pus de treaba mea. Dacă a vorbit urât, să treci bobiță. Alu. Băi, nu fii, mă, scârbă, luam toate crevetele ăla. 5 sunt, mă, ce unul de raci? Unul de porții. Bă, am văzut 5 crevete în same, gata, ceau, tati, am luat imediat și am fugit. Cătălin îmi spunea că-s hater și am spus, stai, boss, că nu trebuiau și mie crevețe aia. Mă faceți de-astea, fraților. Știi ce ceva, mă? Ce-ai boss? Băi, voi știți ceva? Ia luați-l, mă, pe ăsta de aici. Ia-l, mă, aici. Dacă n-a făcut, nu să-mi cometă niciunul, mă încomet eu. Da, așa că mi-am răzgândit. Fac lobster. Sunt frustrat de când am pierdut rața într-un battle și de atunci când văd o chestie și o vreau, deci nu mai stă nimeni în fața mea, mă duc ca un tank acolo pistie. Bă, îmi poate să fie și munte, știi cum? Zboară, toată lumea zboară. Mă, se ușcă în nu, am dat, ești nebun? Tu îți faci un film în cap și când te duci în cămară, este posibil să nu mai găsești acel ceva, acel produs. Uite, în cazul meu, crevetele. Vreau creveți, când m-am dus acolo, empty, i-a luat cineva înaintea mea. What the f-? Schimbă rețeta,
Până la urmă am luat niște piept de pui. Așa am decis să fac niște frigărui învelite în hamon, un piept de pui turcesc cu sumac și iaurt la grătar, o salsa de avocado. Scăderea aviației militare trece aici. Eu te-o las. Punem de tăci. Cred că am fost în cameră un 20 de minute. M-am dus, du-te, vină, pentru că am luat unele astea, așa că mi-am luat pe aia astea, că nu mi-am luat pentru sosul ăsta, că nu mi-am luat pentru sosul ăla, astea, că nu mi-am luat pentru asta. Și din a doua semifinală au mai rămas doar 30 de minute. Nela, merge treaba, Nela? A? Merge treaba? Merge, George. Ce faci?